toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Aveți curaj să jucați dublu sau nimic? Vă așteptăm cu înscrieri pe europafm.ro non-stop la noi, site-ul europafm.ro e deschis non-stop, e la ofertă. A încercat și a reușit să ajungă în direct Cristian din Oradea. Bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața tuturor! Bună, Cristian! Mă bucur să fiu în direct. Pentru tine avem 3200 de euro în dimineața asta. Mulțumesc. Te-ai gândit ce faci cu banii ăștia dacă iei? Nu m-am gândit, pentru că încă nu i-am luat. Înțeles. Uite ce înseamnă. Calculat, Ardelean, calculat. Îmi place cum începe povestea noastră de astăzi. Singurel? Așa este. Mai bine. Ai văzut că în săptămâna asta n-au fost de bun augur participările în grup la dublu sau nimic? Au fost eșecuri pe linie. N-au reușit să se organizeze, să se înțeleagă. Așa că, până la urmă, de data asta poate să fie cu noroc pentru tine că ești singur. Mai zi-ne câte ceva despre tine, Cristian, pentru că e și o miză mare astăzi și cu atât mai mult cred că publicul vrea să știe pe cine avem în ogradă. Păi sunt inginer, locuiesc în Oradea. Inginer de ce tip? IT la bază. Bun, IT. IT. Ok. La Oradea știm cu toții că e frumos. Da. Da, că iară timp frumos astăzi. Lasă timpul. Numai timpul. Noi avem alte invidii acolo, nu? Cu timpul. Mă gândeam. Da, timpul, și la noi e soarele. Ia uite ce soare e aici. Da. Se vede mai bine tot. Alte probleme avem. Măcar soare să fie, dacă altceva e mai înnorat. Uite-mă, omul. Vezi, Oredeanu, dacă nu poți să spună ceva drăguț, mai bine nu spune. Acum, el știe, vai, de steaua noastră de mitici. Da. Deci, să mă măcar soare să aveți. Bine, măi, Cristian. Pe atunci... Să ne apucăm de treabă. Noi îți oferim 6 secunde timp ca să ne dai un răspuns corect de fiecare dată. Tu te gândești, nici prea mult, nici prea prea, nici foarte foarte, și ne dai un răspuns în 6 secunde. Și de fiecare dată când dai un răspuns corect, alegi dacă mergi mai departe sau te oprești. Bine? În regulă. Și de la ce sumă plecăm azi? 400 de euro. 400 de euro. Și pentru că e miza foarte mare, Cristian, îți fac un hatâr și îți spun că astăzi avem 2 întrebări din materii de real și 2 din materii de uman. Practic. Uh-huh. Știi? Uh-huh. Că tu dacă ești IT-ist, acum știi cum stai. Să vedem. Sper să nu spună probleme prima întrebare, eu așa cred. Așadar, pentru 400 de euro, Cristian, spune-ne, care este denumirea populară a clorurii de sodiu, cea care are formula natriu clor? Sare. Sau sare de bucătărie. Ok. Se învață la IT. Mie îmi place de Luca, știi? Ai baftă, succes, nu știu ce. Sper să nu-ți spună probleme prima întrebare, știi? Adică... Da, mă, că eu îmi doresc din tot sufletul să ajungem până la ultima. Lasă, domnule, omul să stabilească el dacă are probleme sau nu. Ai avut probleme, Cristi? Cu prima întrebare nu am avut probleme. Felicitări, ai 400 de euro! Bună. Bravo! Mulțumesc! Noi în fiecare dimineață dezbatem aici în studio întrebările care urmează să vă fie adresate. Și mereu eu am foarte mari, mi se face un gol în stomac, știi? Că ce păi, aia e prea simplă, aia e prea grea. Da, suntem cârcotași. Da. Da. Și mereu mă gândesc, zic, bă, dacă au ăștia dreptate și eu totuși mult prea grea asta pentru 400 de euro. Da, și uite, mă rog. Asta următoarea e chiar foarte grea. Da, adevărul că nu se știe niciodată. Asta e... Mai okay, mă fi serios, okay. Că asta e floare la urechi. Da, mă, așa zic și eu, dar știu și eu. Ai 400 de euro, Cristi, nu o să te întrebe nimeni cum ai făcut primii 400 de euro, dar poate te întreabă cum ai făcut primii 800 de euro. Ce zici? Ok, hai să vedem și asta. Hai să vedem și asta atunci. 800 de euro. Uite, asta, de exemplu, e cam simpluță pentru 800 de euro, dar na. Sper să-ți fie cu noroc, Cristian. Da. Spune-ne, în ce oraș este expusă sabia lui Ștefan cel Mare? Oraș. Iași.
Asta am zis-o la derută. Nu știu, nu cred că... Dacă ai gândit fie... așa puțin între Iași și Suceava, sau cum ai făcut? Care era cetatea de scaun a lui Ștefan? Dacă era să Suceava. Ar fi fost Suceava, cred. Chiar, ce era Iașiul pe vremea lui Ștefan? Sat. Da, nu era prea mare lucru, e adevărat. Nu știu dacă nu era... Dar, lucru, putea, nu dar putea să fie ulterior... Categoric, da. Din păcate, însă, Cristian, i-au furat-o turcii. Au. Și au expus-o, ea este expusă la Istanbul, în muzeul Topkapı. Da. Și... O să trebuiască să nu pe acolo în cazul acesta. Să știi că da. Da, oricum muzeul ăla merită vizitat. Și acolo poți vedea, iată, și sabia lui Ștefan cel Mare. A fost și o dezbatere la noi publică, un scandal cu... Da. Noi, de altfel, echipa de așteptare... Refuzul celor de a restitui sabia. Noi, echipa de așteptare, în urmă cu vreo lună, ne-am și dus la Istanbul să vedem sabia. Am vrut să recuperăm, da. Ne-am sucit și ne-am oprit la niște șaurme din pe drum. Am văzut alte sabii, moderne. Cristian, mulțumim, te pupăm, numai bine. Mâine toate plecăm bune. De la 500 de euro și putem ajunge la 4.000. Haideți cu înscrieri pe europafm.ro. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.